Bine v-am găsit, legat DigiSport, după cum spuneam, alături de Daniel Stanciu, Remus Răureanu și Ionel Dănciulescu. O continuă să discute și pe această pauză între pasă și începerea emisiunii, invitații mei, despre problema asta, dar de unde a plecat? Tu l-ai lansat. Normal. Cine l-am lansat pe Daniel. Tu ai lansat. L-am provocat, da. Vorbeam de un articol de astăzi. Deci cum era? Deci, croitorul poate să antreneze sau nu poate să antreneze? Nu poate să antreneze dacă nu are licența pro. Dar nu ăsta era subiect. Adică noi n-am întrebat dacă nu poate. Vorbeam de articolul din gazetă de astăzi legat de faptul cu echivalarea de antrenori, carnetelor de antrenori din școala din Moldova și cea din România. Deci câți antrenori pot nu pot antrena, e mai simplu așa. Deci proiectorul Ictilii? Sunt mai mulți. Da, nu știu, probabil că cei mai importanți. Nu sunt singuri în situația asta, doar că ei au activat în ultima perioadă. Bun, și ce se va întâmpla? Adică în cazul vostru, concret. Păi nu știu. Păi nu, în cazul Argeșului, cu antrenorul Argeșului, întreabă Dan. Mai ales dacă regulile se vor schimba acum. Păi nu, acum. Mai ales croitorul are licența. Așa cum spunea domnul Burchel. Și noi are contract cu noi, dar într-un secund. Antrenorul principal este Constantin Schumacher, cu licență pro. Și bineînțeles că mare scrutător, pentru că el e în atenție, așa, s-a dus și își face cursurile pentru că aici era problema de carnet. Îi lipsește pentru carnet. Am înțeles. Cred că are primul an, l-a terminat și mai are al doilea. Bun, și dar pe voi vă încurcă în vreun fel? Ne încurcă. Nu ne încurcă, dar ne încurcă în situația în care... în relația cu presa, în relația cu media, în general. Păi oricum, înțeleg că n-a venit azi la interviul de după. Da, dar am înțeles că... Păi nu, că... problema și relația cu jucătorii de a da indicații. Pentru că am văzut la domnul Burchel... Bine, el oricum are o suspendare, adică peste toate are o suspendare de 4 ori, de care ai spus și tu. A spus ieri, dacă nu mă înșel, că vor fi mult mai aspri și mai drastici legați de... aceștia asta care înseamnă că trebuie schimbat regulamentul, pentru că regulamentul de fotbal permite directorului tehnic, antrenorului principal sau antrenorului secund să dea indicații, o singură persoană din cele trei categorii să dea indicații. Nu scrie în regulament că poți să dai indicații un minut în timpul jocului sau 30 secunde sau 5 minute. Nu stă nimeni să-ți cronometrezi. Dar sunt cele trei categorii, iar el se încadrează în categoria asta, cum se încadrează și Ilie Poenaru. Nu se încadra Andrei Prepeliță, Pintilii n-are niciun act. De, da. Adică el e, oricum e direct team manager sau director sportiv. E delegat. Sau delegat. Da. Da, normal, delegatul nu are voie să dea indicații, dar am și văzut că la ultimele meciuri cred că nici nu s-a mai ridicat după bancă. Va fi interesant. Da, dar acum când va fi suspendat, ce faceți? Păi, ce am făcut și la meciul cu Mioveni? Am stat în tribună. E suspendat. Ați făcut egal. Sper că voi să nu faceți egal și cu... cu Chindia. Chindia. Da, are de ispășit pentru că el a fost pe cazul Craiova. Craiova, da. Și atunci a stat o etapă, mai are 3 de suspendare. Dar aici discuția era, nu vorbim de un caz anume, vorbim în general, pentru că e clar că legea sportului prevede că un antrenor trebuie să treacă prin toate etapele. E adevărat, aici implică altă discuție, pentru că e o perioadă foarte lungă de timp. Adică să ai carnetul, că să ai carnet de antrenor, înseamnă ori termin Academia de Educație Fizică și Sport și după cei 3 ani, 4 ani ieși cu acel carnet sau faci acele cursuri la... Da. Unde am făcut și eu la vremea respectivă, 2 ani de zile. Dar e un curs util, tu ai învățat ceva acolo, te-ai ajutat să învățat? Da, să știi că sunt lucruri interesante de învățat. Chiar am învățat o grămadă de... Problema e că știi că totul e pe repede înainte, adică ai putea să urgentezi pentru că e foarte greu. Ajungi, dacă ca să fii medic într-un stadiu final, să zic așa, domnule, gata, am terminat, sunt medic plin, 100%, nu sunt rezident și așa mai departe, cu facultate, cu tot, 80 ani. Da? Cam acolo ajungi și ca antrenor. Adică e prea, prea mult. E prea mult pentru că, normal, de unde ți extrage acești antrenori? Din sport, în primul rând, din masa de sportivi. Dar te apuci din timpul carierei, cumva. Ca să te apuci din timpul carierei, să spun acum, de exemplu, tu trebuie să fii, sunt cursurile de 3 ori pe săptămână. Adică tu trebuie să fii dimineața până seara. Dacă tu ești undeva pe finalul carierei sau încă mai ești în activitate, ți-e foarte greu să lipsești 3 zile pe săptămână de la antrenamente sau de la jocuri ca să duci acolo. Nu trebuie să faci lucrul acesta când ești în activitate. Ei poți să iei carnetul de antrenor, licențe, nu poți să faci în timpul carierei. Mai voie. Problema asta, de spuneai tu, Daniel... Îl avem pe Lucian Burchel prin telefon și ne bucurăm că este alături de noi. Îl salutăm.
Bună ziua, ne-am lansat așa în discuții în emisiunea de astăzi legat de situația aceasta a antrenorilor și cum va fi, cum va arăta relieful pe băncile tehnice de la primele meciuri din 2023, pentru că în continuare sunt problemele acestea. A spus și într-o emisiune și am încercat așa cumva să le lămurim, să le structurați. Mie mi s-a părut destul de logic cum a spus problema, dar iată că aceste probleme, aceste chestiuni se perpetuează. Cum vedeți dumneavoastră și practic regulamentar, cum veți reglementa situația antrenorilor? Bună seara, în primul rând, tuturor. Nu știu, sper să se audă. Eu sunt în mașină acum. Vă auzim. Numai să nu aveți probleme cu dacă sunteți pe căști, e ok. Vă auzim bine. Sunt pe Bluetooth. E perfect. Deci, ce doriți să discutăm exact? Despre ce? Despre... Cred că nu mai este nevoie să clarificăm aspectul legal care ține de calificare, care nu e niciun caz licență. Uh-huh. Cred că nu mai este cazul să mai discutăm. Calificarea este ceea ce orice om își dorește, eu știu, orice om care își dorește să facă o profesie și optează pentru a se face medic, pentru a se face profesor, pentru a se face antrenor, o profesie care este reglementată în statul nostru prin autorități care reglementează aceste profesii, se înscrie la, eu știu, la cursurile de formare, că sunt universitare, că sunt post-liceale, că sunt furnizori de formare profesională autorizați prin Ministerul Muncii și Educației și își ating obiectivele. Se califică într-o meserie. Asta este situația în România. Așa suntem noi organizați. Da. Meseria, deci, de antrenor este o profesiune reglementată în statul român. Autoritatea de reglementare este Ministerul Sportului prin CNFPA. CNFPA fiind Centrul Național de Formare și Profesionare și Perfecționare a Antrenorilor. Legea este așa cum spuneți. Realitatea este că antrenează în fotbalul profesionist și antrenori fără calificarea aceasta pe care o pomeniți. Păi înseamnă că nu sunt antrenori. Și totuși profesează, sunt recunoscuți ca antrenori de către suporteri, de media. Știți și dumneavoastră că funcționează ca niște antrenori fără să aibă titulatura legală. Da, deci dacă vorbim despre oameni care nu s-au calificat și nu au titulatura de antrenor, dar au titulatură, au o licență europeană, problema principală este angajatorului. Care angajatorul, așa cum este la dumneavoastră la televiziune, cum este oriunde altundeva, are un departament de resurse umane care ar trebui să semnaleze lucrurile acolo unde nu funcționează. Eu știu că atunci când te angajezi undeva, te duci cu documentele de calificare, faci un dosărel, înăuntru în dosărelul ăla există certificat sau diplomă de calificare, există dovezi că ai terminat o formă de învățământ care la final îți permite să te angajezi în locul în care dorești. În cazul nostru în fotbal e o problemă mai degrabă a cluburilor care eu cred că nu din rea voință fac asta, ci din lipsă de cunoaștere, cred. Pentru că altfel nu cred că ar dori să facă așa ceva. Sunt cluburi care chiar au încredere în antrenori necalificați, mai mare decât au un antrenor calificat. Dovada este că există situații în care Strizu, spre exemplu, avea licența pro și funcționa doar ca un paravan pentru Pintilii, care nu avea nimic, nici măcar carnet de antrenor. Da, deci încă o dată spun, este o opțiune a clubului respectiv. Nu este o situație normală. Nu pot spune decât că mi-aș dori ca situațiile astea să nu se mai întâmple, pentru că nu este normal pentru clubul respectiv, nu este normal pentru toți cei care fac eforturi, care muncesc, care respectă legea, respectă regulamentele în rigoare, respectă legislația țării și fac pașii corespunzători. Nu este normal nici pentru sportivii
care sunt antrenați de către oameni care nu au calificare, dar au un mare potențial, și asta trebuie să înțeleagă lumea. Toți oameni, toți cei care au licențe UEFA și care n-au calificare, nu spune nimeni că nu sunt talentați, că n-au har, că nu au potențial mare de a fi antrenor. Doar că lipsește ceva. Lipsește calificarea. Chiar că am ajuns punctual, dumneavoastră, cum ați privit sau cum s-a văzut din perspectiva dumneavoastră faptul că, iată, FCSB alege să plece în stagiul de pregătire fără omul care, teoretic, este pus să reprezintă clubul la nivelul ăsta de antrenor principal? Nu mai vreau să comentez aspectul ăsta. Am precizat foarte clar care este opinia mea. Prin ceea ce am spus, tocmai am terminat de spus, am semnalat care este situația legală din România, situația normală din România. Nu vreau să mai comentez aspectul ăsta. Ce pot spune? Că mâine la ora 10 avem întâlnire deja în departamentul, cu departamentul juridic, pentru a lua toate regulamentele la mână, să vedem care sunt cele, care sunt articolele care ar trebui modificate și care sunt cele care trebuie create sau care, ce trebuie făcut împreună cu departamentul juridic pentru ca acest foc apărut instantaneu așa să fie stins și să nu se mai aprindă. Și cine mai riscă, eu știu, cu bună știință, să se ardă. Deci, furatul căciului este pe românește, încercați să o înlăturați de la primele meciuri din 2023, adică se pot opera modificări în regulament pe repede înainte, cu celeritate? Asta n-aș putea să vă spun, pentru că nu sunt specialist încă nici în partea juridică. Ce știu, știu că orice propunere pe care noi o să o facem, o să o facem președintelui, directorului tehnic, care o vor înainta comitetului executiv. Și în condițiile în care lucrurile trebuie reglementate, vă asigur că Federația Română de Fotbal, prin tot ceea ce a transmis, vrea să reglementeze astfel de lucruri și trebuie reglementate, pentru că suntem în România, trebuie să respectăm legislația românească, suntem parte din UEFA cu sistemul de licențiere UEFA, trebuie să respectăm și acel sistem. Argumentul celor care contestă mie, eu sunt sigur că demersul dumneavoastră, și am avut ocazia să vorbim, este unul cât de bine intenționat se poate, dar argumentul celor care contestă seria aceasta de măsuri care va urma e legat de faptul că la un moment dat Federația a angajat doi antrenori fără acte în regulă, la Naționala de Tineret și Naționala de Seniori. Adică s-a creat și din partea Federației un precedent. Nu știu despre cine vorbiți. De Mirela Rădoi și de Adi Mutu. Nu, stați un pic. Deci, încă o dată, să nu facem confuzia între calificare și licență. Pentru funcția de antrenor al echipei Under 21, nu ești obligat să ai un antrenor cu o licență pro. Ești obligat să ai un antrenor cu o licență minim UEFA A. Da, dar vedeți, păstrând proporțiile, și Federația a mers pe har fără niște studii definitivate. Adică, ok, a luat un medic care era la rezidențiat, dar nu a luat un chirurg plin să opereze o calificare. Doar, nu, ca să un fac pic să clarificăm. Asta e partea a doua. Eu vorbesc de Adi Mutu. Acum, okay. Adi Mutu și Mirel Rădoi au preluat funcție de antrenor de selecționer la Under 21, având licența A. Între ei, dintre ei doi, eu știu despre Adi Mutu, că are calificare de antrenor, el a urmat UNESU, a fost profesor de educație fizică și sport, a făcut un an de zile completare la CNFP și a luat calificare de antrenor. Despre Mirel Rădoi, nu știu dacă nu cumva a fost licențiat B UEFA în Moldova și a luat carnetul de antrenor din Moldova și este foarte posibil să fi fost angajat pe carnetul respectiv. Dar nu sunteți sigur. Adică avea carnet sau nu avea carnet când antrena națională
Pentru că era la el și problema aceea cu bacalaureatul la un moment dat. Acum, fără să-i facem un proces de intenție lui Mirel, dar vreau să zic că s-a creat un precedent și cumva cei de la cluburi răspund, băi, dar și voi la rândul vostru ați făcut asta. Domnul Burchel, nu, dar haideți, da. Numai puțin, Daniel Stanciu sunt că... Da, a spus mai devreme de cluburi, că cluburile sunt vinovate. Cluburile, cred că, eu cred că legislația e vinovată. Pentru că în momentul în care trebuie să angajezi, de exemplu, la Liga 1, îți trebuie un antrenor principal care scrie cu licență UEFA Pro. Antrenorul principal sau directorul tehnic trebuie să aibă licența UEFA Pro. Dacă antrenorul respectiv am negociat cu un antrenor și a venit cu licența, dar nu, uite, dovadă, eu am licența. E datoria mea să verific, eu sunt organ de anchetă, să verific în spate dacă a luat carnetul sau cum l-a luat sau dacă a terminat bacul. Adică mi se pare... Eu am făcut un contract cu un antrenor cu licență UEFA Pro sau cu licență UEFA A și mi-a fost aprobat, înregistrat la școala de antrenor a Federației Române de Fotbal, mi s-a dat veci și a stat pe bancă. După 4 etape vine comisia și spune stai, domnule, că nu era în regulă. Da, sunt de acord, sunt câteva excepții, poate mai multe sau chiar mai importante, de care vorbeați mai devreme și aveți foarte că au fost un paravan, că s-a folosit ca un paravan. Dar eu vă spun un caz concret. Antrenor secund cu contract de antrenor secund, îi se dă beci de la federație, s-a plătit, înregistrat la federație, la școala de antrenori. Și după aia spune și domnule, dar știi că n-are carnetul. Păi da, dar are licență. Adică, hai să încercăm să venim, pentru că, de exemplu, comisia, i-au suspendat pe cei trei cu amenzi usturătoare, cluburile și așa mai departe. Păi, știți foarte bine ce prevede regulamentul. Cine are voie să dea indicații pe bancă, conform regulamentului? Directorul tehnic, antrenorul principal sau antrenorul secund? Una din aceste persoane. Nu spune antrenorul secund un minut, 3 minute vine antrenorul principal sau directorul tehnic, 5 minute. Adică, dacă regulamentul nu prevede acest lucru, mi se pare anormal să... E o anomalie totală ce se întâmplă, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar haideți să punem stop, a spus că mâine vorbiți cu departamentul juridic. E simplu, pentru că sunt puține lucruri de schimbat acolo. Dar trebuie schimbat și din momentul ăla, da, dumneavoastră, din momentul ăsta nimeni nu mai poate să mai antreneze. Dar nu cei care au primit. Pentru că și acum cu carnetul, păi unul a luat carnetul Moldova, care astăzi nu mai e valabil în România. Altul, până acum nu puteai să faci carnetul Moldova dacă n-aveai luat bacul. În România dacă n-aveai luat bacul. Adică e foarte greu. Sunt foarte multe lucruri care... Să clarificăm câteva lucruri. Da. Pentru că intuiesc despre ce vorbești, Daniel. Da. Hai să le luăm pe rând. Un contract de muncă sau un contract de activitate sportivă poate fi semnat doar în baza calificării. Corect. Nu în baza licenței. Corect. Păi da, uitați-vă ce spune regulamentul. E adevărat, în legea sportului spune chestia asta, dar prevede lucrul ăsta. Dar în regulamentele fotbalistice, dumneavoastră, de ce mi-ați înregistrat școala de antrenor? De ce mi-a înregistrat contractul antrenor dacă ajung nu avea imediat. De antrenor? Daniel, da. Ajung imediat, te rog. De asta am și început. De asta am și început cu în ce condiții putem semna un contract de activitate sportivă sau de individual de muncă. Deci, menționez, condiție principală, trebuie să ai calificare. În condițiile în care acest contract nu are la bază un document de calificare, nu este, nu are valabilitate. Corect. Mergem mai departe. În condițiile în care clubul respectiv, la resurse umane, care pregătesc dosarul, care aduc contractul asemnat la președinte sau cine trebuie să-l semneze, nu semnalează faptul că la acel contract nu există documentul de calificare, președintele, care nu este specialist în resurse umane, semnează contractul de bună credință. El crede că acest contract este ok, n-am nicio problemă, mă angajez omul, uite, are și licență, uite, a mai și funcționat în Liga 1 și are și rezultate. Corect. Departamentul de resurse umane este cel care trebuie să semnaleze, să spună simplu, domnule președinte, e foarte bine că l-ați contactat, ne place, e simpatic, are rezultate, dar nu poate fi angajat cu contract de activitate sportivă. De ce? Pentru că nu este calificat. Revin la ce ai spus un pic mai devreme, că am descoperit că acest carnet de antrenor nu este, din Moldova nu este valabil în România. Păi nu este valabil în România decât dacă ar fi fost valabil dacă
ar fi fost echivalat în România. CNFPA, în da. CNFPA, ar fi fost echivalat ca un document echivalent în România. Există două, în cazurile antrenorilor, există două căi. Antrenorii care și-au dobândit calificările în străinătate în învățământ superior trebuie să-și depună actele obținute în Anglia, în Franța, oriunde, la o instituție care se... abrevierea este CNRED. Este Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. Oamenii ăștia își pun documentele cerute, traduse în română de un traducător autorizat, iar oamenii ăia în 30 de zile au obligația să dea o rezoluție. Și se întâmplă foarte repede. Oamenii analizează acolo foile matricole și planurile de învățământ din România pentru meseria de antrenor obținută la programele de licență din universități cu programele de studii din Anglia sau din Franța. Fac o comparație, observă că sunt echivalente și dau o decizie scrisă în care scrie foarte clar că susnumitul are dreptul să funcționeze ca antrenor pe teritoriul României, întrucât Centrul Național de pe lângă Ministerul Educației a recunoscut diplomele respective. Cei care au făcut, cei care fac curs, alte tipuri de cursuri de antrenor, de exemplu post-liceale de 2 ani de zile, și ele sunt autorizate conform legii în țări străine, da? Vii din Ungaria, ai făcut un curs de 2 ani de zile de antrenori în Ungaria. Pe teritoriul Ungariei funcționezi fără niciun fel de probleme pentru că ai toate diplomele care îți conferă dreptul ăsta să te angajezi în sistemul lor, dar în România nu poți funcționa cu ele. Ce faci? Te duci frumos la CNFPA, care este autoritatea de reglementare pentru funcția de, pentru meseria de antrenor, dar pentru cei care n-au făcut în învățământul superior. Ăștia fac la fel. Pun frumos programele de studii, le compară și dacă ajung la decizia că cel care a făcut în Ungaria trebuie să completeze studiile cu încă 40, 50, 60 de ore la ce? La anatomie, la fiziologie, la biochimie, la psihologia sportului sau, eu știu, chiar la fotbal, la specializare, dau o decizie scrisă petentului și spune simplu în decizie. După ce veți finaliza cursurile cu tare, cu tare, cu tare și cu tare și veți susține examenul final care constă în asta, asta, asta și asta, veți avea posibilitatea să obțineți diploma de calificare de antrenor pe teritoriul României și carnetul de antrenor. Ori documentul din Moldova nu este echivalabil în România. Da, e corect. Am înțeles, e cât se poate e corect ce a spus de clar. Bun, să intrăm în legalitate, un demers pe care sunt sigur toată lumea ar trebui să-l îmbrățișeze în România, nu numai în fotbalul din România și asta ne propunem, asta vrem. Mulțumim mult deci de tot. Dacă se greșește, cu asta e ultimul lucru, dacă s-au mai greșit lucruri, suntem datori să le îndreptăm. Da, corect. E o altă discuție pentru că în trecut probabil că s-au greșit lucruri. Nu s-au mai fi greșit, nu știu, dar președintele federației, directorul tehnic, toată lumea susține demersurile, vrem să le facem, că nu forțăm pe nimeni și nu dăm nimănui în cap. Să mai greșește, dar hai să o facem să fie toată lumea mulțumită. Am înțeles. Mulțumim mult de tot pentru această intervenție. Toate bune. Ne grăbim să luăm o scurtă pauză de publicitate și